Accidentul s-a produs cu aproximativ o oră înainte de miezul nopții, din câte se pare din cauza șoferului autoturismului, care s-a angajat într-o depășire fără să se asigure și s-a izbit de microbus, după care a fost proiectat în autocamionul care venea din spate. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tinerii aflați în autoturism. Au decedat pe loc în urma impactului. Trei dintre ei, cu vârste între 25 și 32 de ani, erau chiar din Bujoreni, iar copilul de 14 ani era din Frâncești. Cele șase persoane din microbus, cetățeni polonezi și șoferul camionului, un tânăr de 23 de ani din județul Alba, au scăpat nevătămați. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren, un microbus și un autoturism, iar în urma coliziunii au rezultat 4 victime, toate din autoturism. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele acestui accident.